Nu poți să mă dai afară, măcar lasă-mă să-ți explic ce s-a întâmplat. De ce, Andrei? Ca să mă prostești din nou? Vreau doar să înțelegi de ce există filmulețul ăla. Ca și cum tu ai putea să-mi spui ceva ca eu să înțeleg. Ioana, știi foarte bine că atunci când te-am cunoscut, eram ferm convins că ești amanta tatălui meu. Da. Și am spus unchiului Grig că pentru bani te vei culca cu mine. Și apoi ai filmat tot ca să ai o dovadă. Ascultă-mă. Mi-am dat seama că nu trebuia să fac asta și am vrut să șterg înregistrarea. Dar în momentul în care am făcut schimb de apartamente, pur și simplu am pierdut sticul. Habar n-am cum a ajuns la Alin. Atât? Atât ai de spus? Da. Și că îmi pare foarte rău. Știi foarte bine că spun adevărul. Nu te mint, Ioana. Nu te mint. Ce-am fost eu pentru tine, Andrei? Ce-am fost eu pentru tine? Am fost doar o provocare? Ca să te simți tu bărbat, ca să-ți crească ego-ul? Asta am fost? Nu. Ți-am mai spus. Ceva m-a atras la tine de la început. Da. Faptul că în capul tău era amanta lui taică. Pentru că ești bolnav. Nu pot să cred că m-am lăsat amăgit așa. Cum am putut să cred că o să naștem dragoste din ceva atât de bolnăvicios? Nu spune asta. Te rog. Ba da. Ba da, pentru că ăsta e adevărul și... Andrei, ce avem noi e o dragoste bolnavă. Tu m-ai vrut ca să câștigi. Eu m-am lăsat păcălită. Dar eu te iubesc, Ioana. Știi foarte bine că te iubesc. E vina mea că m-am lăsat păcălită. Iar asta cu dragoste e o minciună. Minți din nou. Cum ai mințit pe părinții tăi, cum ai mințit-o pe Lili. Andrei, tu nu știi ce vrei. Tu ești doar un copil care își dorește să fie iubit și totuși să nu supere pe nimeni. Îmi pare foarte rău pentru tine. Chiar îmi pare. Dar acum chiar trebuie să pleci. Nu. Te rog frumos, pleacă. Nu pot să plec. Până nu rezolvăm, nu pot să plec. N-ai auzit ce a spus Ioana? Pleacă. Ioana, ești bine? Te omor. Aoleu, dar altceva mai știi? Bă, mi-ai distrus viața. Oare să chem poliția? Nu e cazul. Andrei are nevoie să se răcorească un pic, atâta tot. Ar trebui să rămân la etaj fix acum. De ce, Andrei? Cine a greșit, ha? Eu sunt vinovat? Nu vrei să te gândești tu un pic mai bine? De ce ai filmat? Da, chiar. De ce? Nu vreți să vă fac o cafea? Sau pentru tine, Andrei, poate un ceai calmant? Lasă-ne. Păi da, da. Da. Bine. Nu trebuia să-i arăți filmulețul ăla. Da, așa e, nu trebuia. Dar eu n-am ascuns niciodată că vreau să vin la conducerea firmei. De fapt, eu n-am ascuns nimic niciodată. Nimic niciodată? Da. A fi discret nu înseamnă că mă prefac. Și când ai vrut să te însori cu Lili?
Aia ce a fost, nu o minciună? Nu. Atunci credeam că aia e singura modalitate prin care pot să pun mâna pe firmă. Scopul scuză mijloacele. Dar tu ar trebui să știi asta cel mai bine. Probleme în paradis? Lasă-mă, te rog. Ce s-a mai întâmplat de data asta? Irina, te rog frumos, gata. Gata, gata. Mamă, dar nu mă pot abține. E atât de sexy când e trist. Irina! Gata, gata. Hai zi-mi ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că nu vreau să mai vorbim despre Andrei. Bine! Până când? Niciodată. Okay.